Așadar, dragilor, bună ziua și bună ziua, dragilor, profumai, salut, Mario, tu ești cel care intră cu atenție, ai stat cu ochi oficias și mi-ai spus că secundele se scurg și tu nu discuți, e timpul tău și eu ce fac aici. Bun, tema pentru acasă, clasa A. A întâia. Corect. Să pornim la treabă. Ce discuție vreau să port cu tine? Vreau să aduni următoarele lucruri. Deci, vreau să... Ai avut o temă pentru acasă? Da. Ce temă e? Ai avut așa? Cred că cu... Express. E unu. Egal cu? S1. 1-2. 1-2. -3. -4. -5, -6, +7, -8, +9, -10, +15. +15. Egal, cum te descurcă aici? Eu nu mai știu. Cât face rezultatul? Rezultatul va face... Trebuie să găsesc rândul. Așa. Făcut. E făcut, nu? Ai făcut. Cât ce rezultat ai făcut? Ai făcut. Trebuie să fac asta. Ai făcut, da? Da. Ia să vedem. Dacă nu l-ai găsit, hai ajută-mă la mână. L-ai găsit, nu l-ai găsit, nu? Spune cum gândim aici, cum te-ai gândit tu să faci? 1 minus 2 în ordine, așa se poate, se pot face operațiile astea? Nu. Și atunci? Avem 1 plus 3 plus 5 plus 7, da? Plus 9 și plus... Lăsăm pe 15 mai deoparte. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 și plus 15, da? Și după scădem. Pe 2, pe 4, pe 6, pe 8, da? Și pe? Păi, să vedem că facem tot, deocamdată ăștia cu plus. Rezerva puternic, da. Să o faci. Cât faci ăla? 1 cu 3. Egal 30 cu minus. Face toată asta 30? 4 plus 6 plus 8 plus 10, 30. Și cât face toată suma asta? Nu mai clar. Deci 1 cu 3 și cu 5 și cu 7? Și cu 9? Ai putea să vezi tu cât face suma asta? 40. Sigur 40. Eu știu cum aș face. Aș aduna pe 1 cu 9. Da. Și cât face? 10. Pe 3 cu 7. 10. Și pe 5 cu 15. 20. Și cât face? 20 cu 20 este 40. Foarte bine. Dar eu așa aș fi făcut. Șmecherii de asta aș fi făcut. Nu le-am adunat. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 5. Adică, pe toate ordine. Da. Nu-ți place șmecherii pe acela. Da. Deci 1 cu 9. 3 cu 7 și 5 cu 15. Foarte rapid! Deci te orientezi în teren acolo, să vezi cum faci adunările mai rapid. Eu fac așa, 3 cu 4. Foarte, poți să așa, și așa ajungi la rezultat. Da? E 3 și cu 1 și cu 3, 4 și cu 5, 9 și cu 7... 7, 16. Și cu... Și cu 9, 25. Așa, și 5, 14. Corect, corect, foarte bine. 40 minus. 40 minus. Ia să vedem. 2, 4, 6, 8, 10. Că stai așa la asta. Deci trebuie să scădem pe toți. Ia nu știu ca să știm că scădem în total. 6. Cât face? 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. 10. Da, da. 2 cu 4, 6, 12. Și cu 20 și cu 10, 30. Corect! Minus 30! Și iată, rezultat final, cât este? 10. 10. Foarte tare. Este unul ieșit. 10. Este doi. Hai să vedem la ieșit. Am ieșit. Cât se dată? Este doi. Dar care era? Care era este doi? Nu știu, mai știu. Este era 100 minus 101. 100 minus 101. Plus 102. Minus 103. Da. Plus 104.
total? Plecăm cu 112. Rezultat final 112, da? Le-am adunat pe toate cu plus. Ia să vedem, să fac și eu. Facem și noi, acum, 100. Le-am făcut. Plus 102. Plus 104. Plus 106. Plus 10. 10, da? Da. Și minus acum. Acum, 101. Minus 101. 103. Minus 103. 107. 103. 105. 105. Da. Și minus 107. 7. Și da. Da. Acum, 10 plus la adunare. 10 plus 12 plus 14 plus 106 plus 10. Mi-am dat 528. Deci, câte sute se fac aici? Se fac, puteți vă câte 2, 3, 106. 4. Bun. Și cu ăștia, la 10, 2 și cu 4 fac 8, și cu 6, 14, și cu 10, câte ai zis tu? 400 și cât? 400, nu, 528. Păi, cum ai și 500, dar știi să-ți 500 acolo, numai 4, uite. E o greșeală? Ia uite-te tu. Sutele. Cum ți-ai și ții 500? Că mie numai 4, văd. E o greșeală, mama? Da. Ești o greșeală. Ia, e pus o rezumatere la da. Mine? Da. Hai mă să-i pus și eu. Le-am pus. Adică, ar fi așa, 100. Da. Plus că urmă, 102. Da. 104. Da. 106. Da? Păi mi-ai format. Plus că urmă, 4 cu 6, 10. Aha, da, foarte bine. Cu 10. Cu 10 asta de aici, ai făcut 20, da? Da. La 10, deci 2. Și rămas un 2, parcă. Da. Da. Și la 10, cât bun? 2. 20, da? Deci 22. Da. Și sutele câte sunt acolo? 4. Da? Da. Dar și cât de câte rezultatul vrei? 400 câte? 422. 422. Minus. Minus. Ia să vedem ce facem acolo. Da, da. Așa, minus cât e atât de tare acolo. Așteptați. Aștept un pic. Eu aștept că aia rezultat. Dar spune-mi și mie ca să auzi și eu cum gândești că ei mă interesează foarte tare cum gândești. Deci, le adun pe care? Și cele cu minus mi-am dat 407. 406, că între 3 și 7 fac 10. 416. 416. Așa. Deci minus 416. Dar nu le-a spus un observatele, nu le spatele. Da? Deci cât faci? Ia să vedem. Tu le așezi urea sub artele, așa, da. Îți face foarte tare, ție așa, nu? Spune-mi acolo, 6 din 2, nu? Te-ai împrumutat, din 12 face 6. Din 2 nu pot să-mi scap din 6, iau 10 de la 20. Da. 10 minus 6, 4 și cu 2, 6. Bun. 1, 10 minus 10, 0. Da. Și 400 minus 400, 0. Da. Deci final de minus 6. Deci final, la calculul acesta, 6. Da. Păi, mai mult o greșeală, unde-i greșită? Hai să vedem cât de imediat am răspuns. Bun. Că te greșit aici la sutele astea, când ai zis 500 și nouă ne-a dat 400 și 422. De cum ți-o fi știi cu 100 în plus acolo, nici tu nu știi. Mm-hmm. Da? Dar câte de adunat? Au fost 400. 1, 2, 3, 4. Păi, e bine, 4. Da. E o eroare cu acolo, neatenție. 4 au fost 6. Păi au fost 6 de toate, dar au fost 4 cu plus. Nu, cu plus au fost 100, 102, 104, 106 și 10.
cu plus. Ia vezi așa? 100, 102, 104, 106 și 10. Plus 106. Este. Și plus 10. Plus 10. Deci câte sunt? Plus 102. Da. Plus 103. Nu, plus 103 cu minusele. La scădere. Plus 104. Deci este. 106. Da. Și plus 10. Plus 10. Plus 400. Nu? 400. Da. Și atunci rezultatul corect. Rezultatul final este 6. Da, rezultatul final este 6. O altă sumă care ți-am dat. Yes? Numai una? Da. Două. Două. O problemă cu vine. O problemă cu vine. Perfect. Hai să mai facem încă o sumă. Uite, zic așa. 91 minus 93 plus 94 minus 96 plus 97 minus 99 plus 90 hai să zicem 100 101 minus 103 așa e plus mai departe plus 25 egal suma asta s-o mai calculăm și după trebuie și la problema ce care ai tu. Cum? Ai de gând să lucrăm? Vorbește ca să mă ajut și pe mine să mă urmărește. 103 plus 25. Plus 25. Da. Cum propui să ne descurcăm aici? Te în ordine așa? Cum a făcut și sus. Cum a făcut și sus, adică? Mai clar? Când cu cele plus. Așa și când cu cele minus. Deci o să spunem 91 plus 94 plus 97 plus 101. Deci 91 plus 94 plus 97 plus 101 și minus. Ah, eram făcut minus. Bun, ești mai tare decât mine. 101 și mai este și plus 25. Plus 25 și după aceea minus 93 minus 96 minus 99. Deci 93, 96 și 99 și minus 103. Mai este și minus 103. 103. Ia să vedem cum mă descurc aici. Păi nu... 90 plus 90 plus 90. Nu, nu cu 10. Ne-ai așezat una spate? Da. Ia să le așez și eu. Deci am avea așa, 91, 94, 97, 101 și 25. 97, 101 și 25. Hai să... Cele cu minus. Nu. Să-i terminăm la unitate. Da. La unități. 1 plus 4 plus 7 plus 1 plus 5. Adică? Da, formatul 10. Cum ai formatul 10? 5 cu 7. 12. 5 cu 7, da? Da. Eu aș fi făcut așa. 1 și cu 4 ăsta face un câte? 5. 5 cu 7. 5 ăsta face 10. 17 și 1? 18. Mai ușor. 18. Da? Îți place așa? Da. 18. 8 și 1. Și acum? Unul acela. Mă ducem la 9. Și face cât? 10. 100. Face 100. 100, da? 100 și cu 90 190 180 280
280 costă 1. Și cu 100? 1 a fost la urmă. 300. 80, nu? 380. Și cu 20? Cu 20. 380 cu 20. 380 și 80. Deci, 400. 400, bine? 408. 408. Hai să mai vedem, dar să nu fi greșit. Da. Deci, 10 aia care ai format-o, o pui la 90. Parcă am un număr cu 9. Da. Da? 1 și cu 9, 10. 19. 28. Și cu 2, 30. Și cu 10 asta, cu sute, ele sunt sute, dar tu așa ai gândit de pe 10. 10. Fac 40. 40. Și fiindcă le pui pe ordinul ăsta, a 10-lor 600, o să fac 400. Deci când încă o să mai ca să nu mai obosești așa. Deci când ai și sume sub altele, da. Ai făcut unitățile, ai avut 2 în plus, nu 1 în plus, că fac tot despre ce. 1 același cu 9 fac 10, și cu 9 11, 26. Cu 9. Deci 19 și cu 9... Mai mult de 18. Deci pe 10. 9 și cu 9, 18. Da, am avut 1 acela care vine și cu 19. Și cu 9, 28 și cu 2. Și cu 2. 30 și 3. 3 ori aducem la decimul și cu 1 fac 4. Foarte tare așa. Vezi? Da. Ținem cont că ele sunt pe ordinul respectiv. Adică sunt 10, așa dacă dar facem. Dar sutele nu are nicio treabă. Deci sutele s-au modificat pentru că nu am avut 10 sute, dar totuși o vin de la 10 la dumneavoastră, vin 300. Da. 300 și 100, 400. Deci egal cu cât spunem acum. Egal cu 400. 408. Minus. Acum a dus afară. Deci. 408. 8 minus. Ce facem? Eu m-am gândit. 3 și cu 3 și 6. Tu le-ai așezat deja, da? Da, le-am așezat. Hai să-ți așez și eu. 3 și cu 3 am făcut 6. 6. Și cu 6 am făcut 10. 12. Așa, e gândit în felul 3 și cu 3, 6 și cu 6, 12 și cu 9. Și cu 9. Deci, 12 și 9. 21. 1 și 2. Fugiți voi la vecinul. Și acolo v-a dus în voi. La vecinul ăsta, la ce stacă este? La 10. La 100. Nu, la 10 ducem. Da? 2. Da. 2 și cu 9. Da. Ai scris acolo, da? Da. Vă duceți aici la linia 10, nu? Că aici și voi aveți, e locul vostru. Da. 2 și cu 9? Deci cu 9, 11. Și cu 9? Și cu 9, 20. Și cu 9? 29. Și numai aici, 29, 9 și voi la sute de acum. 2 ori acela. Da. Da? Și 2 și 1? 21, 21, la sute fac 3. 3. Deci avem 391. Da. Da? Deci parcă am adunat mai mult în 10. Da. Și facem chestia, dacă le punem la rangul lor acolo, pe poziția 100. Acum să fac calculul. Deci minus 391, da? Minus 391. Am deci pe astea le scrie sub altele. Deci pe astea le scrie mai bine, da? Da. 408. Minus 391. Vă spun rezultatul. Nu mai spune cum fac aici. Deci, 8 minus 1, 7. Perfect. 0 minus 9. Nu se poate. Nu se poate. 400. Deci, hai să zicem locul. 100 minus 9. Ca și cum ar zice, luăm un 10 de la 1, scădem de 10 pe 9 și ne rămâne 1. Iar la 4 i-am rămas, i-am pus un punct urez, i-am rămas la 3. Da. 3 scădut 3, nimic. Și răspunsul este? Răspunsul este? 17. 17? Da. Nu așa? Da.
Păi spus că 9 minus 100, 91. Păi stai o clipă. Deci, din 1 scăzut 1 s-a putut, da? Da. Aici ai dat 0 la 10. Da. Ca și m-am spus și 9 din 0, nu se poate. Iau de la decinul. E drept că e de la sute, dar eu mă duc la 10 și ca și m-aș fi la 10, 10. Și 10 minus 9? 10 minus 9, 1. 1. Și aici a rămas cât? 3. Și 3, 3 din 3 fac nimic, 0. Da. Și atunci cât a rămas cât? Spune-mi cum are? 17. 17, vezi? 7, da, foarte bine, e ieșit așa. Da. Tema? Tema. Mi-am dat 13. Nu. Să-ți dau temă pentru data viitoare. Da. De forma asta. Da? Da. E 1. E 1. Să fie egal așa. Să zicem 5 minus 6 plus 7 minus 8. Acum asta. Plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus puncte puncte plus 20 și 1 minus 22 plus 50. Plus 50? Da. Plus abia la 12. Da. Și plus puncte puncte acolo, nu le-am mai scris pe toate. Știi, adică nu am mai avut timp să zic. Plus 13 minus 4. Da. Plus 21 minus 22. 1 minus 22. Minus 22. Plus 50. Plus 50. Ei, asta. Asta e sumă, da? Și altă dată. E 2. Altă sumă, e 2. 200, da? Pentru că ai uite, dai timp, băi, să faci așa, să ai găsitile cum trebuie. 19 minus 20 plus 21 minus 22 plus 23 minus 24 plus multe puncte plus 22 plus 20 plus 49 minus 50. Așa și plus 100. E da. Plus 49, plus 49, minus 50, plus 100. Plus 100. Ajutorul mare, 100 de probabil că are nevoie de ieșiță. Și acum, ce problema aceea care a avut-o acasă? Vreau cu filele. Ok. Deci 13 vile. Și 45 mi-am pus. Deci 13 vile. Care au componența vile cu câte camere și cu câte camere? Că nu mai știu. Cu 3 și 2. Cu 3 camere. Și 5. Și 5 camere, așa? 5. Da, 13 vile. Am dat numărul de camere 45. Deci 45 camere. Este bine. Așa. Și întrebarea este câte vile sunt cu 3 și câte vile sunt cu 5, da? Răspuns. Câte vile răspuns. Sunt cu 3? 2 cu 5. Câte vile? 2 cu 5 și 11 cu 3. Deci câte vile sunt cu 3 și câte vile sunt cu? Cu 3 cu sunt 5. 11. Cu 3 sunt 11 și cu 5, 2. Cu 3 sunt 11, da? Da. Ia să facem și facem proba. Deci, 11. Domnul profesor a fost la maximul și minimul. La minimul și maximul, da. De plan. Care a fost minimul și maximul? Am făcut 13 ori 3. Mi-a dat 39. Deci minimul înseamnă 39 camere. Maximul 3. Am făcut 13 ori 5, 65. 13 ori 5.
65 camere. Bun. Studiu de încadrat cu număr de camere cuprins între 39 și 65, și a dat 45. Da, eu am făcut unul cu 3, că 45 mai aproape de 39. Deci 45 mai aproape de? 39. De 39. Da. Și atunci ai făcut pe toate câte? 3. Bun, să fac și eu. Să fac câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, până seara. Asta era o problemă. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le-ai făcut pe toate câte trei? Că ai avut un, deci una, două, trei, una, două, trei, una, două, trei. Și câte camere descriu eu acum, câte trei la acum? Câte, câte total am primit? Te rog să vezi câte camere pun în total la acum, câte trei. Vă spus 13. 13? Câte trei și mi-ai spus? 39 de camere. Da. Da, 39 de camere. Bun. Și acum? 43. Deci, vedem repede câte camere am pus. Am pus 39. Asta toate sunt 39 de camere. Am rezultatul. Cum? 3 camere cu 5 și 10 camere cu 3. 3 camere cu 5. Da. Păi, mi-am făcut 45 minus 39. Aaa, 45 minus 39. Păi, am făcut 2 plus 2 plus 2, 6. Și ai acoperit pe cele 6 și ai pus 2 dată. Și repede ți-au ieșit câte zile, câte 5. Ți-a ieșit un număr de câte? 3 zile. Deci răspuns corect. Răspunsul. 11 camere cu 3. 10 sunt. 10. Da, 10 sunt. 10. 10 vile cu 10 vile cu 3 camere. Și 3 vile cu nu 3, 10. Da, 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 3 vile cu 5 camere. Deci 10 vile câte 3 și 5 vile, 3 vile cu 5. 10 cu 3 și 3 cu 5. Hai să vedem, facem probă. Vrei să facem o probă? Să vedem câte ce așa. 33, da? Ne apropiem de sfârșit. Merge problema, da? Da. Vreau să mai facem că două probleme. Două probleme. Cu 13 vile și cu poziția asta. Și să te dai tu un număr de camere care crezi tu, da? Vreau două probleme. Deci notează-ți asta ca temă. Și acum sinteza ori. Sinteza ori. Hai să vedem ce am așa cum aici. Am făcut tema care mi-a dat o discuție cu adunări. Adunări și scăderi. Cu trecerea peste ordine, da? Adunări. Adunări și scăderi. Cu trecerea peste ordine. Asta așa. Ordine. Aici te-ai descurcat foarte bine, că ai aplicat, le-ai dus pe cele cu pus într-o altă, într-o parte, cele cu minus în partea cealaltă. Deci, ai făcut o treabă foarte bună. Și, pe urmă, după ce am făcut lucrurile acestea, am făcut această problemă, metoda false ipoteze. Metoda. Metoda false ipoteze. Iată-ne, dragilor, că am epuizat acest subiect foarte frumos. Vile tot cu 3 și cu 5. Da. Compoziția este aceeași. 3 și 5. Da. Și tu fixezi numărul de camere. Da, asta e probleme diferite. Da? Două probleme diferite. Ce spune prietenul nostru? La revedere! Nu uitați like și share și să vă abonați la Profo Online. La revedere! Și mai ales să le spunem că da, să se uite, pentru că avem o lecție foarte frumoasă. Da. Da? Da? Tu te-ai întrecut pe tine și ai făcut niște lucruri frumoase. La revedere, dragilor! Uite și la revedere!